notificările pe care urmează să le primească proprietarii pentru realizarea lucrurilor de intervenție în vederea reabilitării imobilelor. Și am aici modelul de notificare, el este gata, îl punem la dispoziție dacă doriți să îl prezentați sau să prezentați. N-o să cădem într-un asemenea absurd încât să ne amendăm pe noi, pentru că banii pe care îi plătim tot la noi vin, adică ar fi chiar ridicol. Noi suntem o instituție responsabilă care își demarează proiectele, așa cum cere legea, pentru reabilitarea tuturor clădirilor cu probleme. Drept urmare, nici nu are obiect amendarea. Aveți o listă de imobile cu probleme? Toate, acum se lucrează la ea, toate. Toate intră în atenția noastră, toate imobilele care sunt în proprietatea noastră și atunci sper să înțeleagă mai bine cetățenii că și din acest motiv, dar și dacă n-ar fi acest motiv, noi nu putem să folosim bani mulți de la bugetul local, bani care sunt ai tuturor timișorenilor, pentru a reabilita clădirile proprietate a câtorva. Noi intervenim alături de proprietari la câteva clădiri care sunt de mare interes pentru oraș. Și încă o dată spun, Piața Victoriei și centrul istoric sunt în prim planul preocupărilor noastre și sigur că putem lua câte o clădire care are o valoare excepțională și din celelalte zone istorice, fabric, Iosefin. Dar ar fi un nonsens ca proprietarii să stea cu mâinile în sân și să aștepte să vină primăria să le reabiliteze clădirile. Noi greu facem față să ne amenajăm școlile și spitalele așa cum trebuie, să le dotăm așa cum trebuie, să modernizăm orașul, mai ales la capitolul infrastructură de mobilitate, dar în general vorbind, și atunci nu are nicio logică să consumăm banii pentru a face ceea ce trebuie să facă, de fapt, proprietarii. Repet, în zone speciale, cum este Piața Victoriei, cum este centrul istoric, la câteva clădiri, noi putem interveni și vom interveni alături de proprietari. Dar îi rog încă o dată pe toți să înțeleagă că este obligația lor să-și întreține proprietățile și îi rog să facă demersurile în acest sens al pregătirii intervenției de reabilitare, pentru că altfel vor ajunge la să primească amenzi mari și să fie încadrați la taxa pe paragină, la impozitul crescut. Și noi nu ne dorim asta. Noi ne dorim să vedem că în oraș avem clădiri bine întreținute și să nu dăm nicio amendă la nimeni. Asta da, ne dorim. Dar dacă primiteți acum notificări, nu o să începeți să-i taxați. Păi la fiecare se scrie aici, este termen pentru tot. Totul este reglementat. Eu nu mai iau acum, nu mai reiau lucrurile. Avem hotărâre de Consiliu Local. Există o metodologie, în notificări se scrie ce au de făcut. E probabil, nu am mai citit acum să văd tot ce cuprinde o notificare, a făcut de Direcția de Urbanism, nu le fac eu, vă dați seama, dar noi oferim toate informațiile, nimeni nu poate invoca faptul că n-ar fi știut ce are de făcut. Toată lumea știe, din 2012 vorbesc despre asta, de prin 2013, cred că am vorbit de nevoia unei taxe pe paragină, și mai știu exact de când, am vorbit insistent, am făcut apeluri mereu la toți proprietarii să-și întrețină proprietatea, nu mai există clemență acum și nici explicații că n-am știut, nu mai țin, indiferent cine ar veni cu ele.
El se aplică atâta cât în mod normal nu se apucă să se aplice acum, dar legea permite deja, însă sunt niște termene în care oamenii trebuie să facă demersurile. Pentru fiecare clădire trebuie emisă hotărâre, așa stabilește legea, este corect, însă noi nu putem să emitem hotărâri până nu se parcurg niște termene. Și toți cetățenii proprietari din zonele pe care le-am menționat au fost notificați. Acum venim cu încă o notificare și trebuie să intre pe graficul respectiv. Și când ne permite legea, atunci aplicăm efectiv și taxa de supraimpozitare. Dar cine stă în pasivitate, va plăti. Asta subliniez eu, da?